ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Arhanghel Gavril și ale Sfintei Cuvioase, Maria Egipteanca, ocrotitorii acestei Sfinte Biserici, cu rugăciunile celui între Sfinți Ioan Gură de Aur, Părintele nostru, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților care astăzi se prăznuiesc, cu rugăciunile Sfinților, Slăviților, pentru tot lăudaților, apostol ale Sfinților și dreptilor dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, Părinților noștri, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Trebuie să vă spun, iubiți credincioși, fiindcă îmi dau seama că fără credincioși, fără oameni, ce este biserica? Mulțumesc Bunului Dumnezeu că am îngăduit să slujim Sfânta Liturghie aici, că a îngăduit să se, a primit să se jertfească pe această masă smerită aici. Mulțumesc Bunului Dumnezeu de asemenea pentru darul acesta atât de minunat care este credința ortodoxă, care este Evanghelia. Vestea cea bună că vom birui, cu toții vom birui, acea frică de care se cutremură tot pământul, de la începuturile sale și până la sfârșit. Numai creștinii ortodoxi, numai cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului știu că nu au de ce să se teamă dacă Hristos este nu cu ei, ci în ei. Astăzi este praznic împărătesc și iată o altă bucurie mare că îl întâmpinăm și noi pe Domnul în locul acesta smerit. Așa va fi fost, sigur, cu mult mai puțin decât atât, în biserica primelor veacuri. Prin crăpături, prin pește, pe unde puteau. Noi, până la urmă, a dat Dumnezeu și am beneficiat de uneltele moderne și ne-am încălzit puțin. Cu toate acestea, știu că n-a fost ușor să veniți până aici, prin nămeții aceștia și pe frigul acesta cu copii și totuși ați venit sau am venit împreună să-L întâmpinăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ați auzit că s-a binevestit de la Simeon cel drept care a trăit câteva sute de ani, 300 de ani, legat fiind de Dumnezeu, pentru că n-a crezut în prorocia lui Isaia, un text pe care trebuia să-l traducă, chemat fiind de Ptolemeu Filadelfus, să traducă Vechiul Testament, el împreună cu încă 69 de teologi, de preoți, când a citit textul de la Isaia, că Fecioara va lua în pântece prunc și va naște pe Emanuel, i s-a părut că e o greșeală. Ei bine, foarte scurt vă voi spune că în aceasta stă toată credința noastră. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu născut din veci, dinainte de veci și
a primit să se întrupeze dintr-o fecioară și de la Duhul Sfânt, a primit să se facă Dumnezeu om, ca pe noi să ne facă Dumnezei, după har. Aceasta este piatra de poticnire de care vorbește prorocul, dreptul Simeon astăzi, când spune că aceasta va fi spre poticnirea multora. Și cu adevărat, aici este piatra cea de poticnire pentru toți. Dacă Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu și nu s-a întrupat, spune Sfântul Apostol Pavel, suntem mai deplâns decât toți oamenii și zadarnică este și credința noastră și propovăduirea noastră. Dar noi știm și cunoaștem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a trăit pe pământ făcând toate cele pentru noi, pentru ca noi, inclusiv moartea de ocară și învierea și înălțarea la Tatăl, ca noi să ne ridicăm și noi și să fie rupt zapisul, sentința cea de moarte să fie ruptă, să fie revocată de către Dumnezeu. Ne-am păcat cu sine, Dumnezeu fiind, ne-am păcat cu Preasfânta Treime, cu Îngerii, și ne poate împăca cu noi înșine și cu lumea. Trebuie să stăruim, să credem, să cerem darul acesta de la Dumnezeu, să ne dea în inimă, să cunoaștem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cunoaștem cumva rațional, cumva păstrând o distanță între noi și Hristos, Cel care a vrut să vină atât de intimă, în atât de intimă apropiere cu noi, încât se dă pe sine să-L primim cu totul în toate mădularele noastre și în sufletul nostru. Deci să cerem lui Dumnezeu aceasta, să ne arate, precum dreptul lui Simeon, că Cel pe care îl mâncăm, Cel pe care îl ținem în palmă, Cel care se jertfește la Sfânta Liturghie, este chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Trupul și sângele Său sunt acolo. De vom primi acest dar, fericiți și de trei ori fericiți suntem. Pentru că Cel care a primit darul acestei credințe și știe și îl cunoaște pe Mântuitorul, pregustă deja mântuirea. Știe, are nădejde că căzând la mila Domnului se va mântui. Pentru că este prima liturghie în locul acesta, în Mamaia, poate n-au mai fost liturghii aici de când a fost mitropolie, adică 1700 de ani și mai mult poate, fiindcă sigur Sfântul Apostol Andrei a venit în secolul 1. Deci în locul acesta probabil că se vor fi făcut liturghii. Iată că Dumnezeu a îngăduit asta și pentru că este Sfânta Liturghie, prima Sfântă Liturghie aici, aceasta vă urez, nimic mai puțin ca să-L cunoașteți pe Mântuitorul Iisus Hristos față către față. Mai mare dar ca acesta nu poate să primească nimeni. Domnul să vă binecuvinteze cu aceasta, să vă învredniciți să vedeți și frumusețea care va salva lumea, care a salvat lumea pe Maica Domnului, să vă vedeți Îngerul Păzitor, să-i vedeți pe Sfinți, să-L chemați tinerii pe Arhanghelul Gavril să vă ajute, pentru că este Arhanghelul Iubirii.
De aceea m-am bucurat când l-ați ales ca ocrotitor și m-am bucurat de asemenea când în al preasfințitul a binecuvântat ca hramul acestei bisericuțe să fie buna vestire. Și iată că îl avem și pe Sfântul Arhanghel Gabriel și pe împărăteasa cerului și o avem și pe cea care ne arată, ne-a arătat cum se face pocăință, cum se face ca să te transfigurezi, cum neghina se face grâu, cum cel stricat și desfrânat se poate ajunge la starea de feciorie. De asemenea, vă urez tuturor tineri, femei și bărbați să ajungeți la starea de pruncie și fecioria inimii. Am cunoscut oameni care au ajuns la acea stare și au dobândit pacea și au adus la credință și la mântuire, pe drumul mântuirii mulți oameni. Părintele Arsenie Papacioc este unul dintre aceștia pe care m-am vrednicit Dumnezeu să-l și cunosc. Le rugăm și pe el să mijlocească pentru noi și vă rog să vă rugați să putem duce la bun sfârșit această lucrare. Eu zic din neputință și din mândrie că ne gândim la o lucrare specială, adică ne rugăm lui Dumnezeu să putem secera în câmpul acesta al avortului, al desfrânării, al lipsei de sens. Acesta este ceea ce mi-am pus în gând și îl rog pe Dumnezeu să ne ajute. Îmi pare rău că trebuie să spun și să închei așa, nu putem să avem nădejde la Dumnezeu atâta timp cât cele mai frumoase daruri pe care ni le trimite, din dragostea dintre noi, pruncii, nu-i primim. De aceea am zis că bine ar fi să se știe că există și un loc în care cei care au trecut prin drama aceasta pot veni să se vindece. Să știți că nu mă refer numai la femei, ci îndeoseb la bărbați. Va fi foarte greu pentru că unul din 100 de bărbați conștientizează că este părtaș și că este de fapt instigator pentru acest păcat și că responsabilitatea este chiar mai mare, fiindcă este stăpân, așa cum trebuia să oprească Adam pe Eva, așa trebuie să oprească în cazul în care ar vrea femeia să oprească bărbatul. Dar nu numai că nu oprește, ci dimpotrivă o împinge. Al doilea lucru pe care îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-l facem este să conștientizăm tinerii și nu numai, din păcate, că li se dă o luptă foarte puternică, că dacă nu vor cunoaște meșteșugul cel duhovnicesc și nu vor folosi armele duhovnicești, nu vor putea să lupte și mă refer îndeoseb la lucrarea aceasta demonică proprie mediului și vremurilor noastre. Imaginile rușinoase și desfrânate în toate formele în care sunt propovăduite. Tot mediul este îmbibat de această nerușinare.
Vom încerca atât pe cât ne va ajuta Duhul Sfânt să ne apărăm și noi și să-i ajutăm și pe alții să treacă prin furtuna aceasta. Am vorbit aseară cu tinerii că noi de aici suntem echipajul unei corăbii care luăm niște oameni dintr-un port, îi trecem oceanul și ducem într-un alt port. Asta cred că este lucrarea noastră și cei care sunt de acum lucrători în biserică, sunt mărturisitori, sunt misionari, atât cât pot și cât sigur le va permite timpul și angajamentele pe care le au să ne ajute. Vă rog, acolo unde nu puteți cu prezența, să ne pomeniți la rugăciune. Vă mulțumesc încă o dată. Sunt foarte bucuros. Nu știu să manifest o bucurie din aceasta nepotrivită, necuvincioasă, dar să parafrazez așa dintr-un film din Ostrov, îmi cântă îngerii în inimă. Sigur că nu se întâmplă, e doar o parafrazare, că... dar poate că va da Dumnezeu. Deci, acestea am vrut să vă spun, vă mulțumesc, ne cunoaștem de la începutul zidirii Mănăstirii Sfântul Ioan Casian, cam cu toții de aici, iată că același nucleu, aceeași obște, vine astăzi să pornească, să ajute o altă lucrare. Domnul să vă binecuvinteze. Sper că nu v-a fost frig, că numai la asta m-am gândit. Căldura cealaltă de la Domnul. Poftiți la miruit. Părintele Doru este și colegul de birou. Și peste toate acestea, afara faptului că nu va trebui să mă spovedesc dacă îl aud prea mult, ați auzit cât de minunat cântă. Și am putut să mă rog foarte bine în timp ce a cântat. Îi mulțumesc că a acceptat să fie cu mine și că are încredere, cred că are încredere în mine. Și rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze căsătoria aceasta, cununia aceasta dintre noi. Și acum cred că vrea să vă spună ceva. Te rog, Părinte. Dar cu ce începe, Părinte Paroh? Cezar. Permiteți-mi să mă fac și eu glasul celor care s-au adunat aici. Pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi aici n-a însemnat nimic altceva decât dragoste și iubire. Fie că este iubire de Dumnezeu, a fost iubire de biserică și este iubire de biserică și iubire între frați. Și de aceea aș vrea să fiu glasul celor ce s-au adunat aici și să vă spunem la mulți ani, pentru că dumneavoastră ați trecut într-o zi care a marcat a 45-a iarnă și vrem din suflet să vă spunem la mulți ani, să vă dăruiască Dumnezeu înțelepciune și putere în rugăciune. Pentru că, așa cum am spus, aici astăzi s-a construit o corabie și mi-ar place să cred că astăzi am lansat-o la apă și am plecat parcă pe valurile mării înspre Împărăția lui Dumnezeu. Știm foarte bine că aveți o responsabilitate pentru că sunteți comandantul acestei nave și de aceea vă dorim să vă mântuiți și prin dumneavoastră și noi, că a ajuns în fața tronului lui Dumnezeu, să spuneți, iată, Doamne, eu și pruncii cu tare mine. Amin. La mulți ani cu sănătate.